Bine v-am găsit! Numele meu este Nicoleta Răducan. Geneza 32:26. Omul acela a zis: lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Experiența lui Iacov în timpul acelei nopți de luptă și chin reprezintă încercarea prin care poporul lui Dumnezeu trebuie să treacă chiar înaintea revenirii lui Hristos. Profetul Ieremia, într-o viziune sfântă, privind acest moment, spunea: auzim strigăte de groază, e spaimă, nu este pace. Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Când Hristos își va înceta lucrarea de mijlocitor în favoarea omului, atunci va începe această perioadă de dificultăți. Atunci cazul fiecărui suflet se va fi hotărât și nu va mai fi niciun sânge ispășitor care să curețe de păcat. Când Iisus își părăsește funcția de mijlocitor al omului înaintea lui Dumnezeu, atunci se face solemna declarație: cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Apoi, Duhul lui Dumnezeu, care ținea lucrurile în frâu, este retras de pe pământ. După cum Iacov era amenințat cu moartea de fratele lui furios, și poporul lui Dumnezeu va fi în pericol din partea celor răi, care caută să-i distrugă. Și după cum patriarhul s-a luptat toată noaptea pentru eliberare din mâna lui Esau, și cei drepți vor striga la Dumnezeu zi și noapte pentru eliberare de dușmanii care îl înconjoară. Satana a invinuise pe Iacov înaintea îngerilor lui Dumnezeu, pretinzând dreptul de a-l distruge din cauza păcatului său. Ei îl influențase pe Esau să pornească împotriva lui și în timpul lungii nopți de luptă a patriarhului, Satana s-a străduit să abată asupra lui un amănunt, un simțământ de vinovăție pentru a-l descuraja și a-l face să nu se încreadă în Dumnezeu. Când, în disperarea lui, Iacov s-a prins puternic de înger și s-a rugat cu lacrimi, mesagerul ceresc, pentru a-l pune la probă credința, i-a reamintit de asemenea de păcatul său și s-a străduit să scape din mâna lui. Dar Iacov nu putea fi făcut să abandoneze lupta. El învățase faptul că Dumnezeu este milostiv și s-a încrezut cu totul în mila sa. El a arătat înapoi la pocăința de păcatul lui și a cerut eliberarea de vina sa. Revizuindu-și viața, el ajunsese aproape la disperare, dar se ținea puternic de înger și cu plânset fierbinte până la agonie și a susținut cererea până când a ieșit învingător. Asupra cărui lucru mă lupt eu cu Iisus, chiar acum, în viața mea? Vă doresc o zi cu biruințe!